Întrebarea zilei. Care e mobilul crimei? Dar ce e întrebarea zilei? Salutare, oameni buni și frumoși! Bine ați venit la întrebarea zilei! Astăzi îl avem invitat special pe Mega Dila, un artist din zona reghe, raga. Salut, Mega! Salut, Gabriel! Am greșit cu ceva când am zis reghe sau raga? Nu, cred. Nu, pe acolo e oricum. Reghe, raga, pe acolo e cam... Deși raga nu există, cred, din câte știu eu. E ceva scos ulterior. Deci, reghe există. Reghe. Rămâne reghe. Da. S-a bătut. Raga e un fel de invenție ulterioară. Niște oameni au zis că dacă combin hip-hop-ul cu reghe, măcar să-i dăm și un nume să sune altcumva. Și atunci i-au zis raga. Cel puțin din cunoștințele mele. Ok. Pe Mega cu siguranță l-ați mai întâlnit dacă ați urmărit talent show-urile Vocea României și X Factor. Da. Cum au fost experiențele acestea pentru tine, Mega? Păi depinde de care mă întrebi. Păi hai să începem cu începutul și anume cu Vocea României. Vocea României, experiența a fost super. Am învățat mult. Eu, de exemplu, n-am studiat niciodată canto sau... Nu știu, n-am studii. Eu am mers întotdeauna după ureche. Am făcut muzica după ureche. Ori, acolo ajungând, toată lumea din jurul meu, nu știu, aspira la să învețe cât mai mult despre note, despre toate cele și eu eram, păi da, dar mie dacă îmi sună bine, îmi sună bine. Așa am făcut eu toată viața cu atunci când am scris sau când am ascultat ceva. Dar înaintând un picuț în emisiune, am observat că cu anumite lecții, inițial nu le-am băgat în seamă, am fost... Mie nu-mi trebuie, eu nu mă duc la repetiții, nu mă duc la lecțiile de canto, n-aș vrea să merg. Nu știu dacă sunt obligat contractual, dar aș prefera să nu merg. Sau dacă merg doar așa să asist să mă uit. Sau... Și am încercat și am mers și am văzut niște îmbunătățiri. Vocea mea era mai deschisă, mi-era mai ușor să ating anumite note, să mă duc spre o voce de cap. Acum nu știu și dacă asta se datorează și Alinei Dincă, fiindcă Alina Dincă a fost cea care ne-a coordonat pe noi. Echipa lui Smiley, dar și Alina Dincă am văzut acum că este la X Factor în finală, dacă nu mă înșel, mâine se dispută finala, deci îi urez mult succes, sper să câștige, fiindcă așa mă pot lăuda și eu, că bă, uite, la Vocea României am fost căuciuit, ca să zic așa, de Alina Dincă, câștigătoarea X Factor, mi-ar plăcea să mă pot lăuda și cu chestia asta, eu mă laud destul de des și... Ești lăudăros. Am ajuns la vârsta aia în care mă laud, știi? Deci da, a fost o experiență super faină. Am băut mult, m-am distrat, am cunoscut oameni faini, oameni cu care ulterior am ajuns să fac colaborări pe albumul meu, pe Amplifică. Chiar dacă au fost din alte echipe, a fost super, nu știu. A fost ca un fel de, cum să zic, un fel de concediu, ca să zic așa, dar un concediu în care și lucrai. Da. Deci n-a fost numai distracție. Bineînțeles, a fost și foarte mult de lucru. Să zic, cam 50-50%. Na, Smiley nouă ne-a zis, bă, distrați-vă cât sunteți aici. Nu o luați numai 100% muncă. Trebuie să vă și distrați, că de asta sunteți aici totuși. E un show, na, nu sunteți la job efectiv. Și atunci eu am luat-o ca atare. Cam 50-50% a fost. În schimb, la X Factor a fost un picuț mai greu. Ce a fost diferit aici, la X Factor? Păi, în primul rând, pandemia a fost... Na, ne-a afectat destul de mult faptul că n-am putut să avem niște preselecții, n-am putut să ne vedem înainte. Noi când ne-am văzut direct în concurs, cum ar veni. Și a fost greuț, m-am simțit un pic mai nepregătit, ca să zic așa. Eu am fost și în duet, am cântat cu Gani o piesă de pe albumul meu și... Eu cu ea pot să spun, cum am zis și în emisiune, deși s-a tăiat chestia asta. Aici noi... poți să zici că va rămâne. Da, am repetat doar 2 ore. Deci piesa pe care noi am cântat-o la X Factor a fost repetată 2 ore, eu și cu ea. Atât am repetat. Na, fiindcă eu am venit în București, am mers la un studio, am plătit o tonă de bani, sincer, mi s-a părut cam mult să plătești pentru 2 ore de a te lăsa cineva într-un studio ca să faci niște repetiții. Și am stat 2 ore, că mai mult nu, eu unul sincer chiar nu-mi permiteam mai mult să stau.
Și a doua zi am fost în concurs. Au fost niște probleme de sonorizare, probleme de care nimeni n-a vorbit și nici nu știu dacă încă am voie să vorbesc, că contractual nu știu când mi se încheie contractul, sincer, dar au fost niște probleme de sonorizare foarte, foarte mari. Foarte mari. Noi am prins exact prima tură. Din cele nu știu câte zile, noi am fost primii. Primii de dimineață. Era și a doua tură. A doua tură după noi erau după amiază. Primii, pur și simplu. Și încă nu se rezolvaseră. Erau, toată lumea a zis chestia. Toată lumea s-a plâns de sonorizare. Na, nu ne-am auzit așa de bine. A fost mai rău. Am luat 4 de nu. Viața merge înainte. Ce să zic? Am vrut vreo câteva săptămâni să mă las de cântat. Acum mega... Ai și tu o experiență și bănuiesc că știi că nu peste tot sună la fel și sunt zile și zile, oameni și oameni, așa că nu trebuie să fie un capăt de țară și un capăt de carieră. Bineînțeles, uite, așa este. Acum, da, asta a fost. Mi s-a părut un pic cam dură reacția juraților, adică, nu știu, pur și simplu ne-au pus la pământ. Noroc că nu s-au difuzat chiar toate răutățile zise de ei, dar... Nu erau fondate. Deci 90% din ele nu erau fondate. Mai ales că să nu vorbesc de faptul că la Vocea României eu când am cântat piesă proprie și din câte am înțeles am fost primul om din lume de la un concurs The Voice, din câte am înțeles eu, sau cel puțin așa mi-au zis, care să-și cânte o piesă proprie, deoarece la un The Voice nu ai voie să-ți cânti piese proprii. Este un talent show de cover-uri, la fel ca și X Factor. Ori la Vocea României chestia asta a fost foarte embraced. Le-a plăcut lucrul respectiv, dar la X Factor a fost din start un punct în minus, adică ni s-a și zis de la început, când am ajuns în fața juraților, înainte să începem să cântăm, am zis o să cântăm o piesă proprie, scrisă de noi, făcută de noi, și nu mai știu dacă Bristei sau cine a zis, din start a zis, vă dați seama că ăsta ați plecat cu un dezavantaj din start. Și eram, mi-amintesc acum că am avut o reacție de nu venea să cred, de cum să zic așa ceva, adică mie mi s-ar părea că ăsta ar fi un plus, că karaoke știe să facă oricine. Dacă îți mai vin și cu o piesă proprie scrisă de mine și cântată de mine, ar trebui să fie din start un plus, nu un minus, părerea mea. Da, dar spune-mi, ce te-a motivat să te înscrii la aceste talent show-uri? În primul rând, cred că prietenii, familia, eu am zis că nu o să mă înscriu niciodată la așa ceva. Dar lumea din jur zice, bă, mergi, că n-ai ce să pierzi, ai numai de câștigat, poate reușești și tu să mai ridici un pic muzica reghe, aducându-o la televizor. Na, nu, eu n-am fost chiar de acord. A schimbat ceva major în existența ta sau în cariera ta? Nu, major nu, în niciun caz nu. Poate am fost eu prea slab, cine știe. Dar nu, că știu oameni, am prieteni care au fost și la Voce și au ajuns mai departe decât mine. Eu practic m-am oprit în dueluri când mai eram doar 40 și ceva, 50, nu mai știu pe acolo de oameni, din 6.000 câți au fost total. Și știu oameni care au ajuns mai departe. Nu, eu m-am oprit în knockout-uri și știu oameni care au ajuns în duel. Și chiar știu și o persoană care a ajuns în semifinală și nici lor nu li s-a schimbat viața într-un mod major sau, eu știu, sau cariera sau să aud acum sau să văd mai multe chestii de la ei. Dar, mi se pare că e un pic ciudat. Dar ceva plusuri au fost? Da, bineînțeles. Public, nu știu, am primit foarte multe mesaje pe Facebook. Dar mi-am mai mărit un picuț așa comunitatea asta. Sunt mai mulți oameni care mă ascultă în momentul de față și oameni care m-au apreciat, chiar oricât de departe am trecut. Și la X Factor tot la fel, au fost oameni care m-au adăugat și mi-au zis că bă, mie chiar mi-a plăcut foarte mult cum ai cântat, mi s-a părut decizia juriului una greșită sau cel puțin nu trebuia abordată în felul respectiv și uite, ți-ai mai câștigat un fan. Și am avut multe persoane de genul ăsta. Cred că sunt foarte puțini care s-au înscris la ambele emisiuni și aș dori să te întreb pe tine ce îi sfătuiești pe cei care ar dori să participe la acest gen de emisiuni? În primul rând să o gândească foarte bine înainte. Că nu contează chiar așa de mult cu ce pregătiri vii, ca să zic așa. Adică poți să fii și amator, cum zic eu. Doar să-ți placă foarte mult muzica. Cred că contează foarte, foarte mult prezența ta scenică și piesa cu care vii. Deci tu dacă vii cu o piesă care e ceva, nu știu, mai ieșit din comun, atunci sigur
deja ți-ai câștigat un loc peste scaune, zic eu. Adică poți trece și de parte de scaune. Așa cred eu. Deci trebuie pur și simplu să ai o sclipire, nu știu ce să zic, să ieși un picuț din tipare, zic eu. La televizor nu vrem să vedem oameni, nu știu, basic, care, da, el 20 de ani, toată viața lui a cântat aceeași piesă la karaoke și vine acolo și o cântă impecabil. S-ar putea să nu treacă mai departe din cauza asta. Fix din cauza asta s-ar putea să nu treacă mai departe. Nici măcar de preselecții. Știu oameni care au picat în preselecții, care, după părerea mea, sunt de sute de ori mai buni decât mine. Deci la Vocea României am zis, omul ăla sigur va trece mai departe, poate va ajunge spre semifinale și eu nu mă voi califica nici măcar la scaune. Și a fost exact invers. Eu am trecut mai departe și omul respectiv nici măcar de preselecții n-a trecut. Și eu îl consider cu 10 clase peste mine, și ca și voce, și ca și prezență scenică și toate cele. Judecând cu mintea de acum la rece, spunem, ce fel de copil ai fost? Păi, na, acum dacă întrebăm, dacă le vei pune aceeași întrebare părinților mei, ei o să zic că probabil că am fost un copil destul de rău. Așa tot zic ei, că ce rău ai fost cât ai fost mic, ce rău ai fost cât ai fost mic. Sincer, eu nu i-am invitat pe părinții tăi, așa că te întreb pe tine. Da, eu după părerea mea, cred că am fost destul de echilibrat, adică am fost după anturaj întotdeauna. Ce făceau cei din jur, aia făceam și noi. Dacă cei din jur erau răi, și noi eram răi. Acum, bineînțeles, apărea ăla. Era acel ăla, unul singur, care toți părinții și bunicii îl dădeau exemplu. Eu n-am fost ăla. E destul de greu să fii ăla. Știi? Că de ce nu poți să fii și tu ca și Gheorghiță, de exemplu? Că uite Gheorghiță ce-a făcut. Uite Gheorghiță ce face. Dar problema este că de obicei Gheorghiță era ăla cel mai rău din grup. Nu știu, așa se întâmpla. Nu știu dacă ai pățit și tu tot la fel. Și atunci noi restul eram răi. Unul singur era bun. Noi trebuia să avem un exemplu, știi? Da. Dar da, am mers, le-am făcut pe toate. Am copilării foarte frumos. Am copilării la sat. A fost super. Le-am făcut pe toate. De la mers la furat, exact ca și Ion Creangă l-a furat de porumbi care nu știam ce să facem noi, că ei nici nu știu de ce furam. Erau chestiile astea. Sau de viță de fie. Mergeam să luăm să facem noi vin. Am făcut un vin, am stat 2 săptămâni pe budă toți. Na. Chestii de astea. Dar l-a sat foarte fain. Na, nici nu vreau să mă gândesc de câte ori cred că puteam să murim cel puțin unul dintre noi. Nu știu cum se întâmpla. Parcă atunci când ești mic, ești invincibil. Ocrotit. Ești ocrotit. Ai un înger păzitor. Da. Știi că se zice și chestia aia cu dacă peste copiii mici poate să treacă și căruța, era o zicală și nu vor păți nimic. Îi, nu știu. Da, să zici că ai un înger păzitor. Și așa, na. Eu chiar am copilărit super, super fain. De asta, în momentul de față, mi-ar plăcea mai mult să stau la sat decât să stau la oraș. Și altcumva, nu știu. Orașul te schimbă, orașul te face altcumva. Mai ales Bucureștiul. Tu locuiești în Timișoara. În Timișoara, da. Dacă ar fi să schimbi orașul, ce ai alege? Ce oraș? Cred că probabil aș merge la Oradea. Mai mult ca sigur aș merge la Oradea. Mai devreme vorbeai așa despre mici ilegalități din perioada copilăriei. Spune-mi acum, când ești mare, care a fost ultima amendă pe care ai primit-o? Mă gândesc că astea de parcare nu se pun. Sau să pun și alea de parcare. Dacă ai altele mai mari. Chiar recent, săptămâna trecută, am luat una de parcare. Eu acum lucrez ca și curier, că na, ce să facem? Trebuie să avem și un job. Chiar am luat o amendă de parcare, că e nasol cu parcatul, nu ai unde să parchezi, te duci la restaurant, restaurantul îți întârzie, te-ai trezit cu amendă. Dar pe lângă astea care sunt așa de job, cred că am acum foarte mult timp am luat ultima amendă. Poate au trecut 5-10 ani, 5-10 ani sigur, între 5 și 10 ani sigur au trecut de când am luat și aia probabil a fost o amendă ori de RATT, ori o amendă de băut în spațiu public. Noi aveam o problemă cu chestia asta. Mergeam într-un parc sau stăteam în fața casei și beam și noi o doză de bere și atunci te trezeai cu jandarmi sau poliție și primeai o amendă de 200 de lei foarte frumoasă.
De fapt, voi n-aveați o problemă cu asta. Poliția avea o problemă cu chestia asta. Poliția, bineînțeles. Am luat chiar una dintre amenziile astea despre care vorbesc, au fost chiar în fața blocului la mine. Adică făceam doi pași și stăteam și la parter și puteam să intru într-un casă. Am zis, adică dacă fac doi pași acum în spate, sunt la mine acasă, cum ar veni. Nu mai este pe... Dar, na. Acum, ce să facem? Facem reclamă și noi trebuia să punem folie din aia peste doza de bere. Să zicem că nu, că noi nu bem bere, noi bem suc, să eu știu. Și atunci, dacă asta așa zicea un prieten, că trebuie, așa trebuie să spui și dacă zici ce bei acolo, zici beau suc. Păi adă să văd, păi n-aveți voie fără mandat. Și atunci probabil te și bătea, sau eu știu, dacă era un jandarm sigur te și bătea, știi? Dacă îi spuneai de mandate. Hai să zic o istorioară scurtă. Am mers la alergat și un prieten n-avea ce sticlă să ia din casă decât un pet de bere. Și a luat petul acela de bere, am alergat noi și apoi să ne hidratăm, să bem apă, da? Dar din sticla de bere. Ei, și ne-au văzut polițiștii de undeva de departe sau jandarmii, nu mi-mi aduc aminte bine ce erau, și au venit chitiți la noi. Ce faceți, băieți? Ce să facem? Am alergat și acum bem apă. Ei, beți apă. Serios, e apă. N-au crezut, au mirosit sticla, au văzut că e apă. Oricum, ei au zis clar că cineva ne-a învățat pe noi cum să facem să ne batem joc de ei, știi, dar n-a fost cazul. Da. Ce tare. Da, și acum, uite, referitor și la chestia asta cu că beam, era la în fața blocului, adică eu am copilărit cu un prieten foarte, foarte bun. El era la etajul 3 și eu la parter. Și de obicei cu el o pățeam. Cu el și cu mai un prieten de eu. Și să știi că acum prietenul meu de la etajul 3 a început să facă bere. Berea lui proprie. Mm-hmm. Chiar deci asta și beau acum. Da, chiar asta și beau. Beau o bere făcută de el. E extraordinară. Deci nu se compară cu berea din comerț. Niciun caz nu se compară. Deci e o bere extraordinară. El nu este încă pe piață. N-a apucat, fiindcă a zis că nu e chiar așa de ușor ca să-ți faci tu propria ta bere. Deocamdată el face la el. Va trebui să se tot extindă și toate cele. Dar în momentul când va ieși pe piață, îți recomand, nu știu dacă îți place berea de genul ăsta, e un ale, un Northern British Brown Ale, de fapt. Și, na, dar când o să iasă pe piață, o să-ți recomand. La el o să se numească Ocap Fabrica, de la omul care aduce berea. A avut o băiatul niște idei bune. Și berea Daraia se numește, ceva din mitologia... din mitologia, cred că românească sau dacică, nu am înțeles eu exact. Că păi și ai voie să-i zici numele și a înregistrat omul brandul tot? Nu știu nici asta încă, dacă și-a înregistrat. Dar e o bere extraordinară, adică aș plăti cu ușurință un 15-20 de lei pe o sticlă. Acum am noroc că el e în facere, încă încearcă să aducă gustul ăla perfect, el e foarte perfecționist, ca și mine de altfel. Stau pe piesă, dacă nu mi-a plăcut o chestie micuță de o milisecundă, stau pe ea încă 2 săptămâni, deși toată lumea îmi spune, bă, dar e mișto piesa, dă-i drumul, nu mai sta pe ea. Așa și el, berea e super mișto, dar el vrea perfecțiunea aia, pur și simplu, știi? Super tare, când vii prin București să-mi aduci neapărat o bere. O să-ți aduc. Na, și el acum, cum e în decurs de facere, mai îmi dă și mie bere gratis, știi? Și îs bine. Păi ești testerul, cel care testează. Dar nu numai eu. Na, sunt câțiva prieteni la care ne dă și atunci de-abia aștept, îl sun. Bă, când mai ai bere, dăm și mie, te rog, știi? Berari. Da, o să-ți aduc, să știi. Chiar o să-ți aduc și sunt sigur că o să-ți placă. Uite, și dacă vrea, îl invit cu drag la întrebarea zilei. Că ar fi tare să ne povestească. Sigur, și ar putea să zică mult mai multe chestii despre mitul respectiv. E o chestie foarte tare, foarte deep la mijloc, cu ceva vrăjitoare. E foarte ciudățel. Adică nu e ciudățel, e interesant. E ciudat pentru mine că nu sunt eu capabil să înțeleg, ca să zic. Da. Nu e pasiunea ta, Mega. Da, exact. La mine pasiunea mea este de a bea berea, știi? Și vezi că oamenii totuși au idei. Odată cu pandemia și toate cele, au idei bune și chiar idei bune. Foarte multe persoane au avut idei bune în pandemie.
Așa este. Într-adevăr, chiar și întrebarea zilei s-a născut tot în vremea pandemiei. De mult mă gândeam la un proiect online, dar nu știam ce, cum, până într-o zi când a apărut întrebarea zilei. O idee foarte bună. Mulțumesc frumos. Am auzit multă lume în perioada aceasta, e o perioadă dificilă pentru multă lume. Multă lume se reorientează, își caută o nouă meserie. Spune-mi, tu ai zis că faci acum pentru rotunjirea venitului curierat? Da, curierat. Am ajuns și la curierat. Din cauza că firma la care lucram atunci când a venit pandemia, lucram la un prieten foarte bun și îl respectam foarte mult și încă îl respect, din păcate nu am mai putut să-și mai continue activitatea și am intrat practic în șomaj. Am stat în șomaj vreo 7-8 luni de zile, cam așa, cu 500 de lei pe lună. Ce făceai în acea firmă? Era o firmă de reparații de telefoane. Mm-hmm. Eu am lucrat în multe locuri, în foarte multe locuri. M-am dus în toate domeniile. Deci am fost și vânzător, am fost și perite, am fost și promoter, am lucrat și la gaz, nu aș vrea să dau numele lor, că nu vreau să fac reclamă. Că-s doar două. Bine, sunt mai multe acum. Așa. Am lucrat și la un magazin de jucării, de exemplu, dar eu eram în spate, în back office, adică noi ne ocupam de ce ține site-ul și ce îți poți comanda, ce jucării, ce toate. Chiar o firmă destul de mare. Sunt singuri importatori de Lego și de Marvel din România. Ei importă și dau vând mai departe la toți ceilalți. Asta a fost penultimul job. După care am lucrat aici la telefoane, la reparații telefoane, după care șomer și acum curier. Deci am trecut așa prin mai multe. Na, acum la mine muzica rămâne în prim plan. Eu vreau să cresc cu muzica. Îmi spunea cineva, bă, nu zi la nimeni că ești curier, că îți pierzi toți fanii, râde lumea de tine. Și am zis, bă, eu nu prea cred că munca până la urmă nu e rușinoasă. Să stai și să nu faci nimic, cred că e rușinos. Într-adevăr, nu are nicio legătură una cu alta, mai ales în perioada asta când nu sunt concerte, nu sunt evenimente. Exact. Exact. Asta e foarte rău. Cred că am avut 4 concerte tot anul. Și munca e de apreciat, nu e de blamat. Da. Deci în primul an când m-am apucat eu de muzică, acum 16 ani, cred că am avut vreo 10 concerte în primul an de debut, ca să zic așa. Și acum, anul ăsta, am avut doar vreo 4. Urmează de Revelion să am al 5-lea. E foarte puțin. Bănuiesc că zilnic ești în mașină și te lovești de tot felul de lucruri. Care este lucrul care te enervează cel mai tare la participanții din trafic? Am vreo câteva aici și eu fiind și începător, practic, eu mi-am luat carnetul anul trecut, dar am trecut numai ambulina aia, dar eu pe pandemie n-am condus deloc, adică eu practic am 3-4 luni de zile, eu știu regulile, nu respect regulile, sunt ok, n-am nicio problemă, numai că încă nu am experiența aia de șofer foarte, foarte bun, cum să zic, reacțiile de șofer, de a schimba benzile foarte repede. Și atunci, cel mai tare mă enervează, deci am un lucru care mă scoate din sărit în ultimul hal. Atunci când găsesc pe bulevarde sau pe străzi mari care au, nu știu, două benzi sau eu știu, eu merg de obicei pe banda din dreapta, că merg mai încet, mi se pare că e mai sigură un pic cu banda, când, na, acolo sunt eu mai bine. Și dintr-o dată mă lovesc de cineva pe avarii, pe mijlocul benzii, care ori e la farmacie, ori e la profi, ori eu știu pe unde s-a dus el, o urgență foarte, foarte mare de a-și cumpăra ceva. Și din cauza lor, de multe ori, eram la un foarte mic pas de a face un accident. Și bineînțeles că e vina mea. Evident. Dacă fac accident, chiar evident, dacă el... Păi mega, el era pe avarii, tu nu înțelegi, avea exact. O problemă foarte mare. Exact. Și sunt vreo câteva străzi în Timișoara și bulevarde unde se întâmplă asta zilnic. Orice ar fi, întotdeauna și sunt unul după altul puși așa pe avarii. Deci stau toți pe avarii și pur și simplu ori-s la piață, ori-s la farmacie, ori-s... Na, poate că nimeni n-are răbdare în trafic. Adică toți ne grăbim. Toată lumea se grăbește undeva. În trafic așa este. Nu ești în trafic să mergi normal, să circuli cu prudență, te grăbești. Orice ar fi. Alegi să răspunzi sau nu invidiilor mega când îți sunt vădit aruncate în față? Da, pe moment să știi că mă supără un picuț, pe moment. Eu sunt genul ăla de om mai impulsiv și pe moment sunt foarte supărat, nu știu, dacă îmi lași vreo jumătate de oră, o oră să stau un picuț să gândesc totul la rece, atunci
Da, nu mai am nicio problemă cu nimeni. Eu la bază sunt pacifist, ca să zic așa, la bază. Doar cânt reggae. Da, la bază. Dar vezi că și asta cu reggae, că multă lume confundă hipioții, ca să zic așa, cu pacifiștii. Adică genul reggae e un gen mai militant. Uh-huh. El, na, e un picuț mai rău, mai dur un picuț. Dar, na, noi, din cauza substanțe care se consumă, să zic așa, și e legată nefondat de muzica reggae, că nu are nicio legătură muzica reggae cu chestia respectivă. Nu vreau să dau nume, că nu vreau să fac reclamă acum și la droguri. Că nu-s fan. Nici de făcut reclamă, nici de alte chestii. Și din cauza asta, probabil lumea ne duce așa mai spre pacifism. Dar eu pe moment sunt foarte rău. De obicei reacționez, dacă te cerți cu mine, primele minute mai bine te dai din calea mea și după aia vin eu și îmi cer scuze la tine, chiar dacă n-am fost eu cel care am greșit. Dar pe moment reacționez foarte rău. În ultima vreme am început să fiu foarte extremist. Deși țelul meu e să ajung la un echilibru. Mi se pare că în viață trebuie să încerci să atingi un echilibru, să nu mergi din extreme în extreme. Deci, na, dar și eu din când în când mai sunt extremist. Nu știu de ce. Treci de la extremă la alta foarte repede. Da, foarte repede, dar se și încheie foarte repede. Cum procedezi când ai de-a face cu neprofesioniști? Îmi place, iubesc neprofesioniști. Da? Îmi place, da, iubesc neprofesioniștii, fiindcă, acum, neprofesioniștii, sper că ne referim la amatori, nu la profesioniști care sunt ei neprofesioniști. La niște profesioniști care ar trebui să fie profesioniști, dar ei nu sunt. Atunci nu, asta, din păcate, nu lucrez cu oameni de genul și nici nu-mi place să lucrez cu oameni de genul. Sau, na, eu mă refeream la, că am crezut că te referi la cei care nu sunt pur și simplu profesioniști, ca și mine, no, adică eu nu consider că, eu nu, muzica mea nu o fac ca și o profesie. O să fiu amator toată viața mea. Pentru mine, un neprofesionist este un om care nu-și respectă, practic, meseria pe care o are, din punctul meu de vedere. Exact. Exact, dar da, ce ai zis tu, din nou reacție. Adică nu reacționez urât, ci pur și simplu nu vreau să am de-a face cu oameni de genul și din păcate de multe ori cred că în viața asta și eu am fost neprofesionist și poate și din cauza asta că m-am urât pe mine și m-am certat pe mine, nu vreau să am nicio de-a face cu oameni de genul. Dacă ai fi pentru o zi președinte, ce ai face, Mega? Primul lucru. Așa manetat, sau cum era piesa. Înțeleg că ai o listă deja. Nu, era piesa aia de la Paris. Da. Așa manetat pe toți și nu... Primul lucru ar fi să mă mut din țară, nu știu. Păi ai fi președintele țării și ai fi... Da, a doua zi, exact. Nu, de fapt, în ziua de salariu, scuze. Fix în ziua de salariu. Și m-aș întoarce înapoi la următorul salariu, ca să zic așa. Și aș lăsa... restul care mai sunt acolo prin jurul meu să-și facă ei treaba, fiindcă oricum cei din jur și cei din umbră fac treaba. Președintele este de obicei o marionetă, cum ne învață istoria, este pus acolo doar ca și în showbiz, pur și simplu. Ai văzut că sunt foarte mulți artiști care ei nu-și fac propriile versuri, nu-și fac propria muzică, dar dau mai bine la televizor decât ar fi cel din umbră care scrie muzica și face versurile. Exact la fel și cu președinții. Nu, poate nu în toate cazurile, dar cel puțin în majoritate, eu zic 90%, 95% președintele e acolo de show. Să ne uităm și la Donald Trump. Donald Trump e un prieten super bun, m-aș bucura să-l am pe Donald Trump ca și prieten. Asta spunea un tip la care... m-am uitat o dată, zicea, Donald Trump e cel mai bun prieten pe care poți să-l ai. Dacă mergi la un party și intră Donald Trump, toată lumea va fi, băi, ești nebun, a venit Donald Trump, ce tare! Abia așteptam să ajungă Donald Trump. Dar ca și președinte, praf, adică ultima speță, știi? Asta e faza, el e un om de show. Na, a râs lumea de el, l-a pus, dar nu trebuia, n-avea ce să caute acolo. Asta e. Că vorbești de Trump și de oameni importanți, spune-mi, cu ce star de la Hollywood ți-ar plăcea să petreci o oră din viața ta? O oră din viața mea?
E bună, o bună întrebare asta, ce tare. Mulțumesc. Până acum m-am încălzit și eu. Că au fost, nu, dar au fost tare toate până acum, să știi. Dar asta e chiar tare, tare, că nu m-am gândit niciodată la asta, să știi. Din punct de vedere, vorbim din punct de vedere așa ca și prietenie, băieție, sau vorbim din punct de vedere sexual, că aș avea două răspunsuri. Hai să vorbim prima oară cu cine ai discutat la o bere și apoi discutăm și despre cu cine ai stat în pat o oră. Da. Da, deci aș putea spune cu ușurință că cu Dwayne The Rock Johnson 100%. Dwayne The Rock Johnson 100%. Ce anume te face să-ți placă o reclamă și ce anume te face să o disprețuiești? Îmi plac foarte mult reclamele gândite. Nu știu, care să aibă ceva, să aibă un substrat, să aibă o regie mișto, și asta combinat cu ceva amuzant. Deci, mie mi se pare că o reclamă ar trebui să fie amuzantă. Așa va ține minte reclama respectivă. Vor folosi mai departe anumite cuvinte din reclama respectivă. Sunt foarte multe reclame de-a lungul timpului care acum nu mai există și noi încă le folosim. Au rămas ca și expresii la noi, fiindcă pe lângă faptul că reclama a fost foarte amuzantă, a fost și foarte catchy. Deci dacă ai combinat ceva catchy cu ceva foarte amuzant, eu zic că e reclama perfectă. Și ori la ce ai face reclamă, poți să faci reclamă la orice, pur și simplu. Până și la pompe funebre, cred că poți să faci și să iasă. Sunt reclame la pompe funebre amuzante. Și ca să nu-ți placă o reclamă, să o disprețuiești, ce ar trebui să facă acea reclamă ca să îți câștige antipatia? Urăsc reclamele alea în care... au fost un actor de pe undeva, eu știu, USA sau eu știu de unde, că majoritatea de pe acolo vin, și ai văzut aia ca și la chinezi. Românii încearcă ăla să facă dublajul peste ce vorbește el, știi? Și încercând să facă asta după cum vorbește el, că el vorbește în altă limbă, iasă ceva foarte ciudat, adică ei folosesc niște cuvinte care la un moment dat nici nu mai au legătură cu ce se întâmplă acolo în imagine, numai ca să reușească să facă lip-sync cu ăla, știi? De dublaj. Și e extraordinar de enervant, adică de ce nu pune-te tu și filmează o reclamă, că e foarte ușor să te pui să iei un telefon, să filmezi, vreau să zic că e foarte ușor să filmezi o reclamă mult mai bună decât dacă ai luat de acolo chestia aia, l-ai luat pe ăla și încerci să faci un lip-sync, că aia se face de fapt, știi? Și sunt multe reclame așa. Și sunt enervante, sunt foarte, foarte enervante. În momentul de față, dacă ai avea 1 milion de euro, în ce ai investi? 1 milion de euro, bună. Da, bună întrebare. Să știi că nu prea m-am gândit la chestia asta. Adică merg direct pe premisa că nu o să am niciodată probabil 1 milion de euro și nici n-aș avea ce să fac și nici n-aș avea nevoie de 1 milion de euro. E o sumă extraordinar de mare. Probabil aș investi în ceva, nu știu, pentru familie, pentru copii, nu știu, aș ajuta, aș încerca să ajut poate oameni, poate mi-aș face un studio, încercând să fac și o grupare așa mai micuță de oameni talentați, care nu sunt așa de recunoscuți. Cred că acolo m-aș duce, adică aș încerca să fac așa gruparea respectivă, din care să iasă și un anumit profit, dar nu neapărat un profit stabil, prin care eu să pot să-mi întrețin familia și să ducă și eu o viață bună și eu și în același timp să pot să-mi fac și jobul, ca să zic, dacă pot numi job, că nu e chiar job, pasiunea, aș putea să zic, să pot să duc într-o linie foarte simplă și ușoară, fără să am probleme, să pot să duc muzica reggae la un rang mai ridicat. Deci aș răspund simplu, aș investi în familie și în muzica reggae. Și în prieteni, bineînțeles. Că mulți dintre prietenii mei au investit și ei în mine. Foarte frumos. Care crezi că este principala calitate a românilor? Lipsa de patriotism. Serios? Nu glumesc. Că mă gândeam că acum am fost în preajma de 1 decembrie, de toți îți cu iubim România, iubim România, și a doua zi își bagă... Steagul înapoi în casă. Dar nu, principala calitate cred că e perseverența. Cred că asta e, de fapt,
după părerea mea. Românii perseverent. Și, bineînțeles, pe locul 2 cred că și inteligența. Adică, mie mi se pare că românii sunt foarte inteligenți, numai că mulți dintre ei nu știu cum să folosească chestia asta. Și cei care știu să folosească chestia asta ajung în niște locuri mai, nu știu, demne de dispreț. Să fure de la oameni, dar vreau să zic să fure la un anumit nivel, nu să merg să-ți fur un portofel. Am înțeles. Da, cum fac și majoritatea companiilor, după părerea mea, adică nu cred că există companie din România care să nu, la orice meeting pe care îl au, să nu se gândească la cum să facem să furăm mai mult de la oameni. Și da, le dăm noi ceva după, dar să furăm cât mai mult. Business-uri fondate de oameni foarte inteligenți, români. Adică eu am vorbit cu englezi, am lucrat pentru englezi, am lucrat pentru americani și pur și simplu nu înțelegeau cum de românii găsesc anumite jmecherii, pur și simplu că așa mi-a zis tipul. Cum ați găsit voi jmecherii respective încât să vă faceți munca și mai ușoară și mai productivă? Eu pentru treaba asta am nevoie de 10 americani să facem un board meeting și să stăm 5 ore ca să ne gândim la așa ceva. Românul e inteligent, dar e și perseverent, zic eu. Conform tradiției, cel care a răspuns întrebărilor mele trebuie să pună și el o întrebare a zilei pentru cei care ne-au urmărit. Întrebarea mea ar fi: care ar fi primul lucru pe care l-ai face dacă a doua zi, deci după ce ai dormit, te-ai trezi cea mai importantă persoană de pe glob? Un exercițiu foarte bun de imaginație și provocare. Da, nu, acum pe loc mi-a venit, să știi că nu m-am gândit la asta, dar acum am stat un pic, mă gândeam cum ar fi dacă, întrebarea inițială am vrut să pun dacă ai fi cel mai tare artist de pe glob, dar cred că e un pic mai puternică dacă am pus în felul ăsta. Da. Bun, Mega, spune-ne unde te pot găsi oamenii și chiar cu această nesiguranță în care trăim, ce proiecte de viitor ai și pregătești? Pregătesc un album nou. Acum altceva nici nu prea am ce să fac decât să scriu. O să mă întorc un picuț la roots, o să încerc să fac mai multe piese reggae roots, că m-am dus un picuț prea mult spre comercial și prin chestia asta simt că am dezamăgit vreo câțiva fani care erau obișnuiți cu stilul meu de muzică, dar o să încerc să mai cochetez și cu chestiile astea noi de pe piață. Adică nu cred că n-aș putea să fac și o piesă trap reggae foarte bună. Am mai multe proiecte la care mă gândesc în momentul de față. Sigur că va ieși ceva bun, dar așa de ascultat, până când nu scăpăm de chestia cu pandemia, nu prea văd unde aș putea să cânt. Am încercat eu să caut, să am mai multe concerte, dar nu am reușit, adică nu se poate, este imposibil. Este chiar și interzis. Este chiar interzis, exact. Este chiar interzis. Și atunci, na, ce să fac? O să mă axez un pic spre muzică. Am o pauză lungă acum. Am vreo 6 luni, cred, de când n-am mai scos nimic. Dar vreau să... Am scris, da, am scris și vreau să vin cu ceva mai bun. Nu știu, vreau să fie cel puțin la fel de bun ca și ce am făcut până acum. O să încerc să vin cu videoclipul despre care ți-am povestit, de la Valea Regilor. Și pe lângă asta sper să vin cu piese cel puțin la fel de bune ca și Valea Regilor sau Razie. Unde te pot găsi oamenii? YouTube, Facebook. Spotify, bineînțeles, că acum am și pe Spotify ca și artist oficial, se poate asculta. Cred că Spotify e cel mai important, cred că e mai important decât YouTube-ul. Idu, dar uite că publicitatea negativă ne învață pe noi lumea și era asta că este un picuț mai sus decât publicitatea pozitivă. Ca și da. Trending-ul, de exemplu, dacă observi în trending, numai oameni de ultima speță, pur și simplu. Nu chiar în tot trending-ul, dar de obicei la începutul trending-ului. De ultima generație. Da, foarte rău, foarte, foarte rău. Cu cât mai rău, cu atât mai rău și prin publicitate negativă oamenii se ridică și un business la mijloc, oamenii o fac intenționat, tu te vei duce la un prieten și zici, bă, ai văzut cât de prost e ala ce a putut să spună? Nu, ia să văd. Și atunci se duce mesajul tot mai departe, omul ajunge să aibă zeci de milioane de vizualizări și uite că am ajuns în trending,
doar prin publicitate negativă. Foarte puternică. Mi se pare că trăim în era în care publicitatea negativă este foarte, foarte puternică și trebuie avut grijă cu ea, fiindcă o să ajungem să ne prostim din cauza asta, o să ajungem să fim tot mai proști. Da, sunt foarte mulți care se gândesc cum să se lanseze cu un scandal. Adică nu se gândesc, hai să văd ce pot să fac ca să fie frumos, exact, să fie ok. Nu, fiindcă se gândesc scandalul vine. La scandal, da. Scandalul vinde, din păcate. Scandalul vinde, din păcate. Deci, muzica bună, deja, nu știu. Ascult, sunt mulți oameni care îmi zic, bă, mie îmi place, mai ascult piesele tale, îmi dau o stare foarte bună, e pozitivă, ascult astăzi o piesă de-a ta, una peste o săptămână, dar în rest ascult ce este în trending. De la manele începând până la trap, până mai nou la manele trap. Dragilor, acesta a fost Mega Dila. Mulțumesc, Mega, pentru că ai acceptat invitația mea de a participa la întrebarea zilei. Mulțumim. Mulțumesc mult de tot și eu pentru invitație și să știi că am un respect deosebit de mare pentru tine și sper că în următorii ani să te văd tot mai sus, tot mai sus și vreau să văd de fiecare dată că îți depășești condiția, fiindcă am văzut că se poate și ești genul de om care să ajungă undeva în top. Vai, mulțumesc mult de tot, Mega, ne vedem acolo. Ne vedem să rămână, mulțumesc. Bun, dragilor, rămâneți cu bine, nu uitați, share, like, subscribe, întrebarea zilei, un proiect susținut de pagina de media.ro, toate cele bune și rămâneți cu întrebarea zilei. Salut, Mega, numai bine. Cotidian, dar oare bine că-i face bine sau mai bine i-ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Dacă nu s-ar fi întrebat omul ce e sub copac, ar fi rămas acolo ca un globuleț de brad. La un moment dat, pomul s-ar fi uscat și căzând de foame, globul s-ar fi spart. Dacă nu s-ar fi întrebat cei din colo...